Salutări și bine ați venit pe acest nou canal. De altfel, este și primul video pe care îl postez, deci o să am nevoie de ajutorul vostru. Dacă vreți să dați un like, un subscribe sau chiar și un share, o să fie de mare ajutor, pentru că o să postez mult mai multe videouri cu diverse telefoane, comparații, unboxing-uri, review-uri și etc. Da, deci astăzi vreau să vorbim despre Realme 6i, un telefon nou lansat, fresh, de acum 3 săptămâni, după cum putem vedea pe spate, făcut 27.03.2020, sau cel puțin atunci a ieșit din fabrică. Da, odată cu acest telefon a mai fost lansat și Realme 6 și Realme 6 Pro, deci acesta este versiunea cea mai ieftină, telefon de buget, dacă pot să-i spun buget, spre mid-range. Deci telefonul a fost lansat în martie 29, iar telefonul a fost comandat de pe Amazon Spania. A fost mult mai ieftin, a costat undeva la 160 de lire, nu știu cât vine exact în RON, și puteți să-l comandați, da, de pe Amazon Spania. A venit destul de repede. Bun, haideți să vedem ceva specificații cu acest nou telefon. Avem o cameră de 48 de megapixeli, cameră AI. Avem un procesor Helio G80 care vine cu o putere de procesare mult mai mare, oferind 35% performanță mai bună față de modelul precedent. Avem o baterie masivă de 5000 de miliamperi și această baterie, de fapt acest telefon, poate oferi reverse charging, deci puteți încărca și alte telefoane pornind de la acest telefon. Avem de altfel și 18 W, ceea ce este super bine și cred că ajunge la 36% de baterie într-o jumătate de oră. Bun, mai avem 4 GB de RAM cu 128 de stocare și ceea ce este interesant este că pe aceeași tăviță unde punem nano SIM-urile mai vine și cu un suport separat pentru micro SD. Deci avem un micro SD și două nano SIM-uri, ceea ce este super super bine. Culoarea green tea, un fel de verde ceai, cum spun ei, și acest telefon este vândut numai pentru Europa. Bun, haideți să deschidem cutia. Să vedem ce avem aici. O cutie destul de măricică. Haideți să punem asta ceva așa de design. Bun, ne întâmpină cu o husă de protecție. Husă din silicon, care mie nu îmi place pentru că este un magnet de amprente. Și avem și acest SIM pin, unde o să deschidem acea tăviță să vedem dacă într-adevăr avem două nano SIM-uri plus un micro SD. Bun, așa arată telefonul în culoarea verzuie. De fapt, l-am desfăcut înainte pentru videoul în engleză de pe celălalt canal. Îl punem deoparte. Să vedem ce mai avem în cutie. Nu prea mult. Avem acest imens încărcător care oferă 18 W. Haideți să vedem dacă se vede la cameră. Da? Este mare, imens, robust. Și avem și acest cablu USB Type-C care, da, împreună cu încărcătorul, livrează până la 18 W. Bun, le punem deoparte. Haideți deschidem întâi tăvița să vedem dacă avem într-adevăr micro SD plus două nano SIM-uri. Și da, se pare că exact așa și vine 2 plus 1, ceea ce este destul de bine. Super, îmi place. Bun, acesta este telefonul. Avem un spate din plastic, de altfel și frame-ul este tot din plastic, doar că pe față avem sticlă, Cornea, Gorilla Glass 3. Avem 4 camere pe spate și un fingerprint la fel pe spate, flash-ul,
logo-ul de la Realme. Avem butoanele de volum pe partea stângă, sus aici. În partea de jos avem jack-ul audio și portul pentru USB Type-C și cu acest speaker grill. Nimic pe partea din față și butonul de power care este situat aici. Mi-ar fi plăcut să fie puțin mai jos pentru că, vedeți, telefonul vine fix în mână, ceva de genul ăsta, și butonul este puțin mai sus, deci trebuie ridicată mâna ca să puteți atinge butonul. Bun, haideți să deblocăm telefonul și pentru că am înregistrat fingerprint-ul, o să vedem cât de rapid este. Haideți să vedem. 3, 2, 1. Deja este... Haideți să facem încă o probă. Foarte rapid. Chiar rapid. Și merge super bine. Nu mai merge bine. Merge. Ok, avem splash resistant, deci doar câteva picături de apă, să spunem, nu este subacvatic, nu-l putem lua sub apă, deci este cât de cât ok. Ecranul este un IPS LCD 6,5 inch în diagonală cu 82,3% screen to body ratio. Avem un ecran HD+, deci nu este Full HD, cu 270 PPI density. Și cum am spus, Cornila Gorilla Glass 3 pe față. Și ce am observat este că telefonul vine direct din fabrică cu un screen protector deja aplicat pe ecran. Deci nu mai trebuie să-i cumpărați protecție pentru ecran. De altfel, nu mai trebuie să cumpărați și acea husă, decât dacă vreți, cum prefer eu de obicei, cumpăr cele mate, pentru că nu am aceste fingerprint-uri pe husă. Bun, sistemul de operare este un Android 10 cu interfața celor de la Realme, Realme UI. Haideți să mergem undeva aici sus, deschidem să vedem ce ne oferă acest scurt meniu. Avem Wi-Fi, Ring, Bluetooth, flashlight, moduri, mod avion, locație, GPS, sau îl puteți folosi ca pe post de GPS, auto rotate, dark mode, dacă vreți să-l folosiți ca și dark mode, și ce mai avem în plus? Da. One-handed mode, dacă vreți să-l folosiți doar cu o mână, va scurta din meniul acesta mare și va oferi o mobilitate mai bună în utilizare. Avem spațiu copii, screencast, deci putem proiecta ceva de pe telefon pe televizor. Avem NFC, ceea ce este super bine că putem face plăți cu telefonul. One tap screen lock. Putem înregistra, screen recording, grayscale. What else? Nimic, nimic, nimic. Ok, bun, și am venit în setări. Haideți să vedem ce avem în setări. Mod avion, SIM card, Wi-Fi, Bluetooth, notificații și status bar, display, home screen, sunete și vibrații, fingerprintul, Face ID-ul și parola. Are și Face ID? Da, add face, interesant. Deci fingerprintul a fost adăugat, puteți să vă adăugați și fața. Deci telefonul vine cu toate specificațiile complete. Privacy, location, securitate, baterie. Hai să vedem ce oferă bateria. Bun, deci bateria este de 5000 de miliamperi, ceea ce este, wow, imensă. Cu acel încărcător de 18W ar putea încărca bateria într-un timp mult mai rapid. De altfel, puteți folosi telefonul și pentru reverse charging, adică să încărcați și alte telefoane. Și ceva informații despre cum puteți și cât puteți folosi bateria acestui telefon. De exemplu, pentru jocuri, undeva la 12 ore de joacă, la telefonie, undeva la 29 de ore, ascultând muzică, 54 de ore, pe YouTube, pentru că majoritatea stăm pe YouTube, până la 20 de ore de utilizare, iar pentru Instagram, 19,7 ore, ceea ce este
Wow, imens! Ce mai avem? Digital Wellbeing. Aici monitorizează tot felul de aplicații și câte minute, ore, zile stați pe aceste aplicații. Limba, acest telefon vine cu versiune globală, deci puteți utiliza orice limbă doriți. Ce mai avem? About Phone. Aici ne spune specificațiile telefonului. Realme 6i, Android 10, versiunea 1.0, procesorul G80, RAM 4, 128 de stocare, dintre care 15 sunt luate de sistemul de operare. Și cam atât aici. Avem Game Space. Această funcție este specială pentru jocuri mai mult. O să testez și telefonul în jocuri. O să-i facem și un test de viteză cu Galaxy A71 și un AnTuTu, poate un AnTuTu test, pentru că aduce un scor foarte mare datorită acestui nou procesor. Și haideți să ne mutăm în sfârșit la cameră. Haideți să vedem ce oferă camera asta. Bun, avem 4 camere pe spate. Haideți să vedem ceva de gen. Avem în partea de sus aici 119 grade ultra wide angle lens. Ne mutăm jos și avem 48 de megapixeli camera principală. Ne mutăm la a treia cameră, care este black and white portrait camera, și ultima 4 cm macro lens. Deci poate face poze destul de aproape, până la 4 cm. Bun, m-a pus să pun parolă pentru că am înregistrat fingerprint-ul. Camera de pe față oferă 16 megapixeli senzor. Așa că avem meniul pentru cameră cu night, video, foto, portret, 48 megapixeli plus încă ceva, timelapse, ultra macro, măi, nu pleca, slow motion, expert și panorama. Let's go on video. Și avem mai multe setări în care putem selecta rezoluția maximă doar de Full HD. Deci 1080p pe 30 frame-uri pe secundă și nu mai mult. Aici avem un zoom de 1x, 2x și 5x. Wow, haideți să vedem cutia de bomboane. Interesant. 5x, 2x, 1x, ceva de genul, și wide. Da, chiar și wide. Se vede destul de bine, să zic. Nu? Aici pe video. Haideți să vedem pe foto. Haideți să vedem cum arată poza. Ok, 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 agree. Ok. Și asta este poza cu Realme 6i. Poza este destul de ok. Ok, să zicem. Bun, deci acesta este telefonul. După cum am spus, îl puteți găsi pe Amazon Spania. Probabil că livrează și în România. De altfel, pe Amazon UK este mult mai ieftin pe Amazon Spania, 160 de lire, iar în UK 190. În banii românești, 160 de lire ar fi undeva pe la maximum 1000 de lei. Bun, deci acesta a fost Realme 6i, un nou telefon de buget, dacă putem să-i spunem, spre mid-range de la Realme. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vă abonați la acest nou canal, după cum am spus, puteți să mă susțineți cu un subscribe, like, share și ce să spun decât că ne vedem data viitoare cu un video la fel de interesant, sper, pentru voi. Ok, toate cele bune!